Iată, astăzi vin cu un nou video în care vă voi spune copilăria mea. Vă voi relata despre copilăria mea. Eu mă trag dintr-o familie de oameni simpli, nici săraci, nici bogați. Oameni deosebiți dintr-un sat de la țară și am avut o copilărie foarte, foarte, foarte frumoasă. Pe timpul meu nu erau mobile, din contra, noi jucam șotron, fața ascunselea, multe, multe alte lucruri care ziua de astăzi au dispărut. Dar, ca să vedeți voi unde duce inocența unui copil și cum ne putea amăgi părinții atunci. Deci, după cum vă relatez, eu eram copilă, mergeam la școală și la întoarcerea din vacanță, în luna septembrie, învățătoarea era normal să ne întrebe fiecare ce am făcut pe parcursul vacanței. Și unul spunea, eu am fost la bunici, eu am fost la mare, eu am fost la munte, care aveau posibilități și... Dar erau timpurile de așa manieră pentru că nu... Erau mai puține plecări din astea de mare, de munte și așa. În sfârșit. Și îmi vine rândul și mie. În momentul când îmi vine rândul și mie, eu, deci vă spun de inocența care, așa, deci până la urmă n-am fost nicăieri și asta, dar am mâncat lapte de bou. Cum învățătoarea, profesoara, nu mai mi-amintesc perfect, se uită la mine așa, ea știind că bou nu face, nu dă lapte, zice lapte de bou, da, doamne, da, lapte de bou. Zice, mine să vii, zice, cu mama ta la școală, că nu înțelegea săraca învățătoare așa asta. Și a doua zi, merg acasă, a doua zi vin cu mama mea la școală. Și venim la școală, vine și stă de vorbă cu doamna și doamna întreabă, zice, doamna, de unde scoateți, zice, scoți fata dumneavoastră, zice, forma asta, lapte de bou. Și atunci mămica mea îi explică și spune, domnule, uitați, așa, 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 așa. Și acum o să mergem mai departe cu acest video și o să vă arăt sursa laptelui de bou. Haideți să vă arăt. Acum fierb apa. Cred că e suficientă. Îl lăsăm să fiarbă. Ia uitați cum fierbe. Wow! Și acum să vedem ce facem. Iar acum, ia uitați. Wow, ce e aici? O nebunie. Wow, e suficient. Iar acum, după cum știți, că eu nu folosesc zahărul, stevia,
Haideți să punem un pic, nu mult, după gust fiecare face. Și ăsta este laptele de bou din copilăria mea. Așa îmi spunea. Și nu-i credeam cât de naiv eram. Dar sunt amintiri plăcute. Așa că eu vă spun toate cele bune, vă îmbrățișez cu drag și ne vedem la următorul video. Pe curând, pa!